Hei, salută, sunt Andrei și astăzi v-am găsit la noi episodul pe acest canal, care va fi Fallout Shelter. Este un joc care merge pe orice, și pe tabletă, și pe telefon, și pe calculator. M-am mai jucat înainte puțin jocul ăsta, pe telefon. Ca să vedem, dăm un cod 565. Așa, hai să creiem, vom aștepta și puțin, chestiile astea nu ne interesează. Și dacă mai vreți episoade din Fallout Shelter, nu uitați să apăsați butonul de like. Da, sunt și aici cu Luca. Și tu, salut! Salut! Aha, gata, acum am să fim serioși. Jocul ăsta l-am găsit pe magazin plin timp ce cu trei eram. Nu știu să vă mai zic. Povestea jocului e că noi avem un bunker, ne construim mai multe camere, luăm mai mulți oameni să lucreze în acele camere, facem mai multe resurse. Și ne facem dita mai baza, la un moment dat putem să fim și atacați. O să avem, în jocul ăsta nu există bănuți, sunt doar capace. Și te poți extinde în jos, baza, în stânga, în dreapta. În jocul ăsta sunt niște cutii, cutiile alea sunt foarte bune. Îți dau o grămadă de capace și cu capacele îți construiești camere. O grămadă de camere. Acum ne învață tutorialul. Uite, uite așa o să vreau să construiesc aici camera. O să fac baza cum o am și pe telefon. Am venit doi dealers. Așa s-ar traduce. Da, ok. O băgăm aici, pe ăsta, și o băgăm și pe fata aici. Îmi place așa cum se duc cu liftul, ia uite. Uite, se băgăm doi în lift și o cobor de aici. Unul lucrează tap. Acum vedem cum îi cheamă. Aici putem să dăm rajele de 32% șanse să luăm incendiu. Și resursele noastre se dublează, să zic așa. Luăm și câteva cap-uri. Nu știu de acolo, nu acolo. Uite, eu o să-mi fac bucătărie aici. Și niște apă. Și apa o să pun lângă tipii ăștia. Avem resurse. Și aici nu pot să bagi oameni random. Mai vin. Pentru că uitați așa. Aici. Unde zice jos draj, pa, pa, pa. Scrie P de la Perception. Aici scrie S de la Strength. Și A de la Agility. Trebuie să iei pe cei care au foarte mult. Asta nu are cine știe ce. Nu. Nu știu pe ăsta. O, uite, asta are, asta e foarte bună, asta e foarte agilă, așa că o să o băgăm în bucătărie. Ce? E trecea care are ce? A, carisma. Ea e bună la perception. Deci, pe ea o punem aici. Uitați, am făcut tot asta, completed, niște cap-uri, tipul ăsta nu știu la ce e bun, nici tipa asta, nici tipa asta, uf, ia, așa, facem așa, crește cu 2 și aici, cu 2, hai să o băgăm pe asta în camera asta. Cu 2 și cu 2. Acolo avem pe cineva bun, uite așa, și pe tipul ăsta unde să băgăm. Crește acolo 1, ai 0, 2, nimic.
O să-l bag tot în camera aia, că acolo e cel mai bun. Și noi dacă mai putem să facem ceva. În momentan nimic. Și o să vă arăt acum. Uite, 32%. Am putea să dau fail. Nu l-am dat fail. Și ce-am câștigat, am luat o cutie. Și o să arăt acum cum e să deschizi cutia. Apăsați pe caps. Și am aici, Voltec. O să vă deschide și apăsați pe cărți. 100 de caps. Apă 50%. Oh, stai! Ce chestia asta? Junk. Oh, un weapon. Și un tiny laser rifle. Asta e bun. Ok. Tipul tu la ce ești bună. Avem o cameră în care e decât un da, uite, acolo. Cât dai două agilitate. Așa, ai doi la agilitate, pardon. Nu știu ce face camera aia. Cred că camera aia acolo e gris. Uite, și aici putem să dăm un oraș. Dar nu acum. Și cresc șansele mereu. Uite, apăsăm și ne dă energie și caps. Aici nu trebuie să dăm în oraș. Nici aici. E haine ce nu ai, nu. La un moment dat, când o să fim mai avansați, o să vedem din ce în ce mai grei. Vom și pe puțină liniște. Și așa ce facem? Cu ce stăm noi prost? Da, Luca. Vine cu copac. Uh-huh. Și un părătă acolo. Da. Și pe altă, lasă-mă și eu ceva acolo, știi? Toba se descar. Hai, nu, gata, hai. Deci, stăm prost cu mâncarea. Hai să mai facem o bucătărie. Nu, Luca, ho. Lasă-mă și tine. Lasă, Luca. Nu. Nu, nu. Nu, nu. Nu mai vine nimeni. Am mai făcut și niște apă. Cu apă stăm full. Hai mă, face și voi mâncare. Trebuie să le dau eu un oraș. Și am dat un fail. Și am o să ia chestia asta foc. Și se pun să stingă focul și nu câștigi nimic. Ce cu Cristin? Opa, ceva. Sar. Te rog! Yeeey! Am luat... dar era apă. Nu, ne trebuie mâncare. A mai venit un tip. Ce faci, tipule? Tu la ce ești bun? La nimic, desigur. Tu ești bun la perception. Nu ne trebuie nou pur. Tipul ăsta e bun la perception. La pasete la foc. De pe tipul ăsta o băgăm aici în bucătărie. Și băgăm pe tipul ăsta aici. Trebuie să mai facem încă un living de ăsta. Așa mai facem un living și acum ne lasă să-l băgăm. Uitați. Ne lasă să facem level la amândoi. Și avem încă un Voltec. Cred că pentru episodul următor. Caps. Apă. Ne trebuie mâncare nouă. Un Brahim Hide. Și 500 de caps. Ce? Uai. Aia se schimbă. Stați așa unde era. E supărat. Da, s-a supărat. Unde erau uite aici? Uite așa, outfit. Ce da asta? 2 la carisma. De ce pulata ala? Uite, sunt îmbrac cu asta.
Și acum are carismă și agilitate mai multă. E niște energie. În plus, hai mă face și voi odată. Gata. Sunt foarte profit cu mâncarea. Trebuie să vină dealers de ăștia. Nu știu ce, stăm așa de prost cu mâncarea. Și cu apă stăm așa de bine. Bun, și cam atât a fost cu episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!